Nu de mult au fost finalizate lucrările de modernizare, reabilitare și extindere a centrului de la Mironești, un proiect finanțat cu fonduri europene destinat să le aducă celor cazați aici condiții mult mai bune și o bătrânețe liniștită. Camerele mici de altă dată, în care se înghesuiau chiar și câte 6 bătrâni, au fost redimensionate astfel încât să nu poată fi ocupate de mai mult de 4 beneficiari. Au baie proprie și paturi noi. Eram câte 5 asistați într-o cameră de 20 de metri pătrați. Aveam 4 metri pătrați de fiecare om. Datorită acestei densități oarecum neobișnuite, intervenea acea boală a pereților. În cauza asta ieșeau certuri, ieșeau discuții, plus unii indivizi care erau puțin certați sau mai mult certați cu regulile de conviețuire în comun, așa, cu educația. În acest fel se oferă mai multă intimitate, liniște și un acces mai facil la toalete și băi, care în trecut se aflau pe hol. Tot în centrul de la Mironești au fost amenajate și un cabinet medical și unul psihologic, spre mulțumirea vârstnicilor, mulți cu probleme de sănătate. Noile condiții sunt aproape la nivelul unor pensiuni de 3 și 4 margarete. Asta ca să folosesc un termen de comparație așa simbolic. Eu sunt în acest cămin de 12 ani. Am prins niște momente care nu vreau să mi le reamintesc, fiindcă nu n-ar face decât să umbresc acest reportaj. Bine, spuneți cum vă simțiți acum. Pot să spun cu mâna pe inimă că am întinerit cu 10 ani de când m-am mutat în noua clădire. Deocamdată să nu mai e o singură în cameră. Camera dispune de 3 paturi. Probabil că pe viitor vor mai veni și alții bătrâni. Cum sunt condițiile acum după modernizarea centrului? După modernizarea centrului, condițiile sunt foarte bune. În sensul că s-a renovat, s-a reabilitat totul de sus și până jos. Totuși, în ciuda amplelor lucrări de modernizare, centrul de la Mironești este ocupat doar pe jumătate, în timp ce în alte județe astfel de centre funcționează la capacitate maximă. Deși centrul pentru persoane vârstnice de la Mironești are o capacitate de 60 de locuri, în prezent acesta este ocupat la jumătate din capacitatea maximă. Doar 32 de persoane vârstnice locuiesc acum la Mironești. Nu aș putea să vă spun motivele pentru care sunt atât de puțini acum. Nu au fost solicitări. Așteptăm solicitanții. Înscrierile se pot face la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu sau la primările din localitatea de domiciliu. Sunt o serie de documente care trebuie depuse. După cum ați văzut, condițiile sunt foarte bune. Așteptăm solicitanții. Pentru a fi admiși în centrul de la Mironești, solicitanții trebuie să depună la Direcția pentru Protecția Copilului o cerere care trebuie însoțită de mai multe documente. Copia actelor de identitate, consimțământul persoanei vârstnice privind admiterea în centru, ancheta socială referitoare la situația familială a persoanei vârstnice, adeverință medicală eliberată de medicul specialist psihiatru, fișa medicală și avizul epidemiologic, fișa de evaluare sociomedicală și copie după cuponul de pensie. Costul mediu al întreținerii unei persoane vârstnice în centru este de 1360 de lei lunar, bani pe care persoana vârstnică îi poate achita din pensie fără a-i se putea reține mai mult de 60% din pensie. Restul contribuției cu întreținerea pentru cazurile sociale și fără venituri se achită de către Consiliul Județean.